produsul inventat de Eric ar putea să facă din România grânarul ecologic al Europei. Toți dăunătorii tuturor plantelor ar fi nimiciți pe vecie. Trebuie doar să demonstreze cu cifre și probe. Bună seara, Lelo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! That's the only Romanian I know. So anyway, my name is Eric. I come from Singapore. As you can see, I'm not a Romanian. Today I'm here to present you the game changer. With many unfair advantage product for gardening and horticulture. And I'm asking 300,000 euros for 10% of the company. Now, the world has changed so much in recent years, as you can see. Lifestyles change, habits change, shopping behaviors change, and so forth. So we see the emergence of AI, deep tech, and as the world goes more advanced in tech, more and more people want a piece of nature at home. So in general, we know that keeping plants healthy and making them grow strong is not so simple. That's why you have so many products like fertilizer, boosters, herbicide, insecticide, stimulants, and so forth. So here comes the problem. Currently, all the products is one product, one function, right? If you want a fertilizer, you buy a fertilizer. You want an insecticide, you buy an insecticide. So how is it a game changer? I'm going to show it to you. We only have one product, Plantonic, and this replaces everything on the shelf. It's a bold statement, I know. And when we first started, people thought we were selling holy water. True story. So, all the other products currently smell really bad. And you have one on the table itself. So I'd like you to smell it, Lions, please. And you know what I mean. Because all the other products currently are made of animal waste, manure, toxic chemicals. And they have labels telling you it's toxic, do not let it touch your skin, and so forth. Now, that is not enough to be the game changer. Watch closely again, Lions, please. This is the game changer. Woohoo! Oh. As on the screen, you can see the way it's marketed, and there are some shots that's running. This is safe to use around children and pets. That is the game changer. If you love what you hear and want to be part of this crazy journey with us, I would like to invite you on board to build this legacy brand with us that's going to last even beyond our lifetime. Thank you. Eric, e foarte frumos cum prezinți și te-am ascultat cu atenție. Însă, ce vreau să te întreb legat de produs e următorul lucru. Tu ne povestești că e minunat, că e simplu de folosit, dar nu ne-ai adus un studiu să vedem că aceste studii există în spatele produsului, că funcționează. Vreau să văd studii comparative, adică restul sunt povești. Yes, you are right that these are not enough. Now, we also have lab test reports done as well. And prior to launching the product, I was testing with several agriculture companies in China and in other countries as well. And because we have signed NDA, we can't reveal much. But of course, I can show you real test results in farms, in vertical farms, and in real life as well. Okay, dacă asta este business to consumer, adică de la fabrică la consumatorul final, vreau să înțeleg prețuri de cost, loc de producție și capacitate. We are working on 90% margin on this. Okay. Currently, we have enough ingredients to produce 1.54 million bottles of this. Mm-hmm. So we will set up a production line in Romania. Currently, we are doing 2,000 bottles for every 8 hours, but that's the Singapore size. Currently in Romania, once we set it up, we can do a 10,000 per hour. Aș vrea să știu și care ar fi prețul de raft la care te-ai gândit. 11 euros a bottle. So that we can bundle it, 2 bottles for 18 euros, 3 bottles for 15 euros. So that okay. One bottle is just for... It's marketing. And this is a 500 ml. We've got a 5-liter format. Now that one, even higher profit margin is 95%. Because once they use it, they'll find that I want to use the 5 liters. Now that one we are selling at about 60, 70 euros, so we can bundle. There's so many bundles we can play. În câte magazine e listat deja produsul?
Și dacă e marca înregistrată? We have our trademark in 7 countries in the world right now, which is all in Southeast Asia. Every country that I register my trademark with, the Singapore government will subsidize 80% of the fees. Ce guvern bun aveți! De ce crezi că România ar înțelege mai bine un produs de genul ăsta decât Asia? Very good question. The whole world will love Plantonic. That is our goal. Starting from Romania is a starting point. Romania is an agriculture country. And in fact, I've got an exclusive contract for 5 years with the biggest agriculture company here in Romania. Poți să spui despre cineva? So I can show you that contract later on. Ah, okay. Dacă... Or, okay, the name I can mention. Yes, please. AgriCover. Okay. And we are I'm very happy that they know what we are doing. Compania ta este o companie din Singapore sau și există și o filială aici? So yes, we are headquartered in Singapore. Okay. And of course, wanting to do business here, we will set up SRL company here. Eric, cine este clientul tău? Vinzi persoanelor fizice, oamenilor care au grădini sau vrei să targetezi culturi foarte mari? With the formula, we have D2C, B2B and white labeling. Not that we are trying to defocus ourselves, but because the D2C business part of it, of course, it's marketing, the right channels, and to sell via e-commerce, because that's where we get the biggest profit margin out of it. Now, the B2B, we can't escape, because in the very initial years when I created Plantonic, I wanted to save the world with this. So it is meant for farms. Dețin în jur de un hectar de vie. Folosim în momentul de față pentru a o stropi, pentru că e vie nobilă, doar produse de sinteză, care sunt foarte toxice. Pentru a prepara soluții de stropit contra dăunătorilor bio, e un cost uriaș. În momentul de față ar fi nevoie de așa ceva ca să schimbi acele produse de sinteză care fac foarte rău și sunt foarte toxice. Există posibilitatea asta să produce atât de mult încât să poată fi vândut în cantități mult mai mari pentru un hectar, 10, 20 și așa mai departe. You're right about bio, organic versus toxic products, the price difference. Absolutely correct. So cost-wise, it's not going to be as cheap as toxic chemicals, that's for sure, we're not going to lie. But the increase is not significant as compared to the yield that you have in the end. And we have done tests with agriculture companies as well, and also with one of the biggest vertical farms here in Romania. So by using our methods and techniques only, they have a 10 to 20% increase in yield initially. And I helped them cut a lot of costs and simplify the whole growing process. So this is true story. Yeah, I understood. Eric, ai o poveste frumoasă, dar mă tem că este doar o poveste frumoasă. Atunci când va apărea, dacă va apărea un produs care este și 4-in-1 și non-toxic, de poți să-l inhalezi cum ai făcut tu, cred că va atrage extraordinar de multă atenție și nu va trebui să-i faci niciun marketing. Practic va revoluționa ceva. Dar cred că tu nu faci asta, sau cel puțin nu încă, și m-am uitat un pic și pe review-uri, că mi-am făcut temele și ai review-uri destul de nefericite, adică nu este ce apare pe ecrane. De asta eu cred că povestea ta frumoasă este momentan, cel puțin doar o poveste frumoasă, așa că eu mă retrag. Da, Eric, frumos. Prezinți frumos. Ideea mie mi s-a părut interesantă. Totuși nu mi-e foarte clar ce ai tu aici în România și dacă ai putea să vinzi ceva și să ne revedem peste ceva timp. Adică să vii cu niște cifre în toată ecuația asta, eu cred că s-ar putea să fie o idee de succes, dar până atunci eu mă retrag. Eric, este un pic cam de vreme să pot eu investi într-un lucru care încă nu este 100% o certitudine. Și de aceea mă retrag. Eric, tu ești conștient că ești în fața unor lei care nu sunt proști? Of course. Da? Care au legături, care au informații. Deci eu când văd că cineva nu e sincer pentru mine, eu aveam o problemă mare.
Și în momentul în care tu zici că ai contract cu AgriCover și nu știu ce exclusivitate și așa, eu între timp am vorbit cu șeful de la AgriCover și zice: Varga, mai mult decât apa sfințită nu este acest lucru, și râdea de mine când i-am zis. Și nu este așa că ai un contract cu AgriCover. Da? Și atunci îmi pare rău, mă retrag. Eric, ceea ce știu eu despre persoanele din Asia este că sunt cu preponderență persoane oneste. Nu mă gândesc că ai venit să înșeli, mă gândesc că nu știi ceea ce vorbești. Mi-ar fi plăcut să vii doar cu teste și dacă aveai un singur test comparativ, ne-ai fi câștigat atenția și încrederea. Mi-e greu să cred că ai venit și ai jucat așa un teatru. Dacă în Singapore apare emisiunea asta cu tine, ți-ai pierdut toată credibilitatea. Eu îți dau o șansă. Dacă produsul poate fi testat, dacă are teste comparative, dacă ai o rețetă în spate care funcționează, eu investesc 300.000 și îți cer 51% din compania din România. Dar niciodată nu ne pierdem onoarea. Dacă ești de acord, pot să fiu partenerul tău. So it's 51% for the Romanian company. After you prove me you are honest, we can reduce my percentage to 30%. Of course, we will honest. We'll be honest and you'll be proven correct. Okay. Okay. So do we have a deal? Yes. Bravo. Thank you, Cristina. Ce vorbă așa? Thank you. I hope you are an honest person. Și și. Thank you, Lions. All right. Good. Bye. Am înțeles ce ai verificat și mi-a folosit foarte mult. Da, da. Bravo. Chiar uite ce mi-a scris acum. Apă sfințită, am înțeles. Nu. Eu am zis, el zice că are contract cu voi. Zice, are discuția, nu contract. Exact. Ah, you did well, me. You did well. Oh, uf, Lions are really the Lions. Ferocious. Da, pe mine m-a supărat, da. Adică nu a fost corect, n-a fost corect să ne ia ca fraier aici. Varga, nu poți să nu-i dai șansă. Nu pot să dau șansă, Cristina, nu sunt de acord. Bine că nu v-a plăcut business-ul ăsta.